Duminica aceasta, comunitatea surzilor din București își va cinsti ocrotitorul pe Sfântul Ierarh Meletie, arhiepiscopul Antiohiei. Slujbele prilejuite de hram vor fi oficiate în limbaj mimico-gestual în capela parohiei Parc Rahova 1 din sectorul 5 al capitalei. În curând însă, credincioșii cu deficiențe de auz și de vorbire vor avea un lăcaș nou de rugăciune în cadrul unui centru multifuncțional. Proiectul aparține Arhiepiscopiei Bucureștilor, iar centrul va dispune și de săli de socializare, spații de joacă și studiu, dar și de o cantină socială. În capela parohiei Parc Rahova 1 au început pregătirile pentru sărbătoarea ocrotitorului persoanelor cu deficiențe de auz și vorbire. La fel ca în anii trecuți, la slujbele săvârșite în capela din strada Caporal Preda numărul 29, vor participa membrii ai comunității din București, precum și din alte orașe. Cu ajutorul lui Dumnezeu prăznuim anul acesta încă o zi de sărbătoare în care ne aducem aminte de ocrotitorul nostru, Sfântul Ierarh Meletie. Sfântul Ierarh Meletie este ocrotitor al persoanelor deficiente de auz și vorbire. La vremea respectivă, când Sfântul slujea în biserică, un diacon care fusese cuprins de înșelarea ariană de la vremea aceea, care nu recunoștea deoficialitatea fiului cu tatăl, în momentul acela i-a pus mâna la gură să nu mai mărturisească. Și atunci Sfântul Ierarh Meletie a ridicat mâna, a arătat că sunt trei persoane ale Sfintei Treimi și, ducând mâna în sus, a lăsat un singur deget, arăsând că sunt trei persoane ale Sfintei Treimi, dar avem un singur Dumnezeu, semn care surzii și mai ales noi în limbajul liturgic ni l-am impropriat pentru cuvântul de Doamne. Anul acesta, ținând cont de faptul că în ultimii ani s-au tot înmulțit comunitățile de surzi din țară care și l-au luat ca și ocrotitor pe Sfântul Ierarh Meletie, beneficiem de cel puțin în partea aceasta de sud a țării, vor veni foarte multe persoane deficiente de auz și vorbire la bucuria noastră. Anume, sâmbătă după amiază la orele 16, vom începe slujba vecerniei unită cu litia, slujba utreniei, duminică dimineață, vom avea slujba sfințirii aghiazmei mici, slujba acatistului, după care vom avea sfânta și dumnezeiasca liturghie. Începând cu luna septembrie anului trecut, Arhiepiscopia Bucureștilor, prin sectorul social, filantropic și misionar, a demarat un proiect unic privind comunitatea persoanelor cu deficiențe de auz și vorbire. Este vorba despre un centru multifuncțional în care membrii comunității vor găsi sprijin zilnic pentru toate frământările vieții. Centrul de zi pentru copii hipoacuzici, pe care, iată, cu binecuvântarea Părintelui Patriarh îl construim, se află acum în plină evoluție, în sensul că am început de anul trecut șantierul, lucrările de construcție și, iată, după cum se vede în imagini, suntem deja la nivelul solului, urmând ca odată ce vremea ne va permite să continuăm cu construcția. Am reușit să identificăm și resursele de finanțare pentru lucrările de acest an, sperând ca foarte curând să vedem construcția și terminată. Centrul acesta este unic în Arhiepiscopia Bucureștilor prin aceea că oferă asistență copiilor care suferă de această problemă de auz și de vorbire. Aici vor putea să vină după școală, vor putea să beneficieze de consiliere, de asistență, vor putea să mănânce, să primească o hrană caldă și, nu în ultimul rând, membrii comunității persoanelor hipoacuzice din București vor putea să vină duminică de duminică, sărbătoare de sărbătoare, să participe la sfintele slujbe săvârșite atât în limbaj mimico-gestual, cât și în limbaj normal, pentru că în familiile acestora există deopotrivă și persoane auzitoare și neauzitoare, astfel că slujbele vor fi ținute pentru toți, cu ajutorul părintelui Ilie Mirel, care este dedicat întru totul acestei misiuni, și cu ajutorul părintelui Eugen Bucur, care de asemenea stăpânește limbajul mimico-gestual și se implică activ în viața acestei comunități. Sperăm ca acest proiect să fie unul pilot și în viitorul apropiat să vedem și alte centre similare apărând pe harta țării. După cum spuneam, lucrările sunt într-o dinamică aparte. Am reușit să identificăm resurse pentru a continua lucrările și anul ăsta, pentru a merge în ritm susținut. Însă, după cum știm, problemele acestea legate de instabilitatea prețurilor, instabilitatea economică, fac ca nimic să nu fie sigur, astfel că
Fiecare ajutor pe care îl primim pentru realizarea acestui deziderat este deosebit de important. Astfel că atât persoanele fizice cât și cele juridice care doresc să se implice într-un astfel de proiect unic pot să o facă prin sprijinirea acestei activități, virând sumele pe care le consideră de cuvință în contul dedicat exclusiv acestui proiect. Centrul aflat în acest moment la cota 0 se află în sectorul 5, pe strada Doina, la numărul 7.